utilizarea plantei de cânepă ca medicament poate fi urmărită din cele mai vechi timpuri. Ar trebui să privim în urmă cu cel puțin 5.000 de ani. Anticii aveau multe cunoștințe medicale și foloseau cannabisul la prepararea anumitor medicamente, pentru că încă de pe atunci se știa de potențialul său, de a fi un bun leac contra durerii și altor simptome produse de diverse afecțiuni. În anul 1970, este administrat sub denumirea de dronabinol, care ajută la creșterea poftii de mâncare și în tratamentul apneei de somn. Agenția Federală a Medicamentului din Statele Unite ale Americii a aprobat acest medicament pentru tratamentul afecțiunilor secundare ce apar la pacienții care fac chimioterapie, care au stări de greață și vărsături, dar și pentru tratamentul anorexiei în cazuri de SIDA. În perioada anilor 1996-1999, 8 dintre statele membre ale SUA au susținut prescripții medicale pentru medicamentele de cannabis. Specialiștii în domeniul medical foloseau cannabis în scop medical, pentru ameliorarea durerilor. Cannabisul este o plantă foarte importantă pentru sănătate, face parte din categoria celor 50 de plante fundamentale în medicina tradițională chineză. Primul chirurg din China care a folosit cannabis a fost Hua Tuo. Acesta a amestecat pulberea de cannabis cu vin și a folosit acest preparat într-o intervenție chirurgicală. Experții spun că ar exista dovezi care atestă cunoașterea proprietăților cannabisului încă din mileniul I înainte de Hristos. Fiecare parte a cannabisului are proprietăți și beneficii mari, de aceea planta este utilizată în medicină în multe țări ale lumii. În Olanda antică s-a descoperit cannabis într-un mormânt neolitic și se presupune că planta era folosită în vremuri de demult pentru reducerea febrei și pentru proprietățile ei calmante. Există papirusuri egiptiene antice în care scrie despre folosirea cânepei în preparate pentru ameliorarea durerii cauzate de hemoroizi. Printre cele mai importante papirusuri medicale din Egiptul antic se numără și cel scris de Ebers Papyrus, care datează din 1550 înainte de Hristos. De asemenea, vechii egiptieni foloseau cannabisul pentru calmarea durerilor de ochi. Cannabisul era folosit și în practicile religioase și cele medicinale din India antică. Există dovezi care arată că această plantă era apreciată pentru proprietățile sale calmante în ameliorarea simptomelor multor boli și afecțiuni, precum durerea de cap, insomnia, tulburările gastrointestinale sau durerile nașterii. În Grecia antică, planta cannabis era folosită pentru vindecarea rănilor oamenilor, chiar și a rănilor la cai. Frunzele uscate de cannabis erau utilizate și pentru a opri sângerarea nazală, iar semințele de cannabis erau un bun remediu pentru eliminarea viermilor intestinali. În majoritatea descrierilor antice, semințele de cannabis erau combinate cu apă sau cu vin. Acest extract era folosit pentru a trata inflamația și a calma durerea de urechi. Și Herodot a amintit despre această plantă. El a spus că era folosită de sciții din Orientul Mijlociu în băile cu aburi. Medicii arabi din lumea islamică medievală foloseau planta cannabis sativa pentru proprietățile ei antiepileptice, diuretice, analgezice, antiinflamatorii și antipiretice. La mijlocul secolului al XIX-lea, cannabisul devine din ce în ce mai interesat pentru efectele sale terapeutice și este folosit ca ingredient medical. Astfel, în 1937, existau deja peste 2000 de medicamente din cannabis, realizate de peste 280 de producători. Treptat, apariția de noi medicamente a contribuit la scăderea popularității cannabisului, unul fiind și aspirina. Un renumit medic irlandez introduce cannabisul în medicina occidentală datorită proprietăților sale terapeutice. El a fost testat inițial pe animale în anul 1830, iar apoi a fost administrat pacienților care sufereau de dureri generale, spasme musculare sau crampe stomacale. Studiile oamenilor de știință au continuat până în ziua de azi. Ele arată proprietățile acestei plante analgezice, anticonvulsivante, antidepresive, dar și ca remediu contra insomniei, migrenilor sau melancoliei.